Porunca lui Dumnezeu referitoare la permanența căsătoriei nu poate fi mai clar exprimată. Și totuși, evreii nu ascultau de această poruncă și ca o justificare pentru despărțire, foloseau o poruncă dată în legea lui Moise referitor la certificatul de divorț. Despre ce era vorba? În vremurile antice, femeia era tratată cu mult dispreț și ca o marfă care se cumpără. Un bărbat putea să alunge de la casa lui o soție când voia el și o femeie alungată de bărbatul ei era într-o situație foarte precară. În primul rând, legea era că dacă o femeie era prinsă comițând adulter, era pasibilă să fie ucisă cu pietre. Un soț putea să-și alunge soția și dacă ea se asocia după aceea cu un alt bărbat, primul soț o putea acuza de adulter și deci o putea pune în situația de a fi condamnată la moarte. De aceea, Moise a vrut să ocrotească femeia de asemenea abuz și a reglementat ca un bărbat să nu aibă dreptul să-și alunge soția pur și simplu, ci să fie obligat să-i dea un certificat de divorț, prin aceasta dându-i acelei femei un statut clar și o ocrotire de acuzații ulterioare de infidelitate. Iată legea formulată de Moise în Deuteronom 24:1. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire, adică un certificat de divorț, și după ce îi va da acest certificat în mână, să-i dea drumul din casa lui. Întreaga porunca aceasta se învârte împrejurul clauzei pentru că a descoperit ceva rușinos în ea. Se părea deci că Dumnezeu admitea divorțul în această condiție, când soțul descopere ceva rușinos la soția lui și atunci trebuia definit mai clar ce anume poate fi acel lucru rușinos. Pe vremea Domnului Iisus, rabinii erau împărțiți în privința aceasta. Un rabin faimos din acea vreme, Shamai, susținea că acel ceva rușinos se referă la adulter. Dacă soțul descoperă că soția lui l-a înșelat, el are dreptul să se despartă de ea. Exista însă o altă școală, aceea a rabinului Hillel, care spunea că orice lucru neplăcut pe care îl poate descoperi soțul la soția lui, îi dă dreptul la divorț, chiar și faptul că ea a ars mâncarea sau a pus prea multă sare în mâncare, sau faptul că ea a ieșit din casă fără voal pe față, sau fiindcă lui nu-i place de soacră sa. Un grup de evrei au venit la Iisus și l-au întrebat ce părere are el în această problemă. Ei se așteptau să vadă cu care dintre cele două școli rabinice se identifică Iisus, cu cea strictă care admitea divorțul numai din pricină de necredincioșie, de adulter, sau cu cea largă, care dădea voie la divorț pentru orice motiv. V-am citit din Evanghelia după Matei răspunsul Domnului Iisus la această întrebare. În primul rând, Domnul Iisus arată că porunca dată prin Moise a fost o concesie făcută datorită împietririi inimii omenești. Dar Iisus nu vrea să ne oprim la această concesie făcută prin Moise, și vrea să ne ducă înapoi la planul inițial al lui Dumnezeu. Iată cum sună răspunsul Domnului Iisus în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetele 5 la 10. Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise această poruncă, dar de la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Observați ce face Domnul Iisus aici. El ne duce cu gândul înapoi la creație și ne spune, uitați-vă la intenția lui Dumnezeu în căsnicie. El vrea ca această unitate să fie indestructibilă.
Pe baza intenției primordiale a lui Dumnezeu, Domnul Iisus formulează porunca permanenței în căsnicie în aceste cuvinte. Deci, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Este clar, deci, care este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este o unire care să dureze toată viața. Trebuie să spunem și aceasta, că Domnul Iisus admite că o căsătorie se poate despărți în cazul de infidelitate a unei părți. Lucrul acesta îl spune Domnul Iisus mai întâi în predica de pe munte, citez: dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să comită adulter, și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, comite adulter. Matei 5:32. Și el repetă acest lucru în Matei 19:9. Dar trebuie să vedeți că aceasta este iarăși o concesie, nu este o poruncă. În cazul în care una din părți comite adulter, faptul acesta poate sluji drept motiv de despărțire, dar voia lui Dumnezeu este să nu fie despărțire în niciun caz. Nu vom intra aici în problema atât de controversată a recăsătoririi celor divorțați. Aceasta va trebui să facă obiectul unei ore separate de studiu. Acum vrem doar să stabilim principiul general că în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, o căsătorie trebuie să fie permanentă, adică ea trebuie să dureze toată viața, adică atâta vreme cât trăiesc cei doi soți. De ce este important și fundamental acest principiu? Lucrul acesta vreau să-l explorăm împreună în continuare. Cum afectează o căsnicie acest principiu al permanenței? Ce se întâmplă dacă acest principiu este ignorat sau respins? Și ce se întâmplă dacă el este acceptat și aplicat? Voi începe explorarea acestei probleme întorcându-mă la porunca pe care ne-o dă Dumnezeu prin profetul Maleahi în textul pe care l-am citat mai înainte. De două ori în acel text Dumnezeu ne poruncește: luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși nevestei din tinerețea voastră. Luați seama în mintea voastră înseamnă fiți atenți cum gândiți, băgați de seamă cu ce atitudine mentală intrați în căsătorie. Sunt mulți aceia care intră în căsătorie cu titlul de probă, cu atitudinea de provizorat, pentru a vedea dacă merge, admițând în mintea lor ca ceva normal că dacă proba nu reușește, dacă experiența dă greș, există posibilitatea ieșirii din acea căsătorie, a anulării ei și, eventual, a unei noi experiențe, și tot așa până când una va reuși. Luați seama în mintea voastră, fiți atenți ce gând ascuns locuiește acolo, căci dacă în mintea voastră există gândul că e numai o probă, gândul că se poate ieși afară și se poate face o altă experiență, atunci deja există acolo germenii eșecului căsniciei aceleia. Dacă în mintea ta ai o atitudine de probă, atunci se întâmplă inevitabil următoarele lucruri. În primul rând, tu nu te dăruiești cu toată ființa în acea căsnicie. Tu ai rețineri, ai rezerve, căci nu știi dacă și cât va dura ea. Și dacă nu va dura, atunci e periculos să dai totul. E mai prudent să reții cât mai mult ca, dacă te arzi, să nu te arzi prea tare. Acum ascultă bine, dacă tu nu te dai total în acea căsnicie, căsnicia aceea va fi categoric un dezastru. Căsnicia este așa concepută că ea nu va reuși decât dacă amândoi aduc în ea totul și necondiționat și pentru totdeauna. Când cei doi intră cu titlul de probă, de explorare, nu va trece mult și amândoi vor descoperi că celălalt se reține și prin aceasta nu este sincer. Descoperirea aceasta creează neîncredere și neîncrederea ucide fericirea și căsnicia este subminată și ruinată.
În al doilea rând, când vii în căsnicie cu titlul experimental, tu nu faci tot ce ai putea face pentru a transforma căsnicia în reușită. Și ascultă-mă iarăși bine, căsnicia, viața în doi, nu este un lucru simplu și nu este un lucru ușor. Viața în căsnicie aduce probleme și greutăți și uneori suferințe. Căsnicia are nevoie de efortul total și nelimitat al celor doi ca ea să reușească. Și când nu există acest efort total, această angajare totală în acțiunea de a face din căsnicie o reușită, eșecul este garantat. Dar efortul total poate fi făcut numai dacă în gândirea ta nu există nicio fărâmă de idee că acea căsnicie ar putea fi terminată. Luați seama în mintea voastră, dacă există acolo ideea posibilității despărțirii în căsnicie, căsnicia aceea este sortită jumătăților de măsură și în final eșecului. Să privim acum la problema permanenței căsniciei dintr-o altă perspectivă. Omul are nevoie de permanență, de siguranță, de stabilitate. Una dintre aspirațiile cele mai adânci ale omului este aceasta, după certitudine, după încredere în cineva. Este o parte integrantă a fericirii tale să știi că te poți baza pe ființa iubită, că ea este acolo și că va rămâne acolo, că o vei găsi acolo întotdeauna. Dovada nevoii acesteia de permanență ne vine acum dintr-o direcție neașteptată. Recent s-a făcut în Statele Unite un sondaj de opinie la adolescenți și la tinerii până la 19 ani, pentru a li se cunoaște temerile și aspirațiile. Cei ce au făcut sondajele se așteptau ca cea mai mare temere a acestor tineri să fie aceea a unui război nuclear și a pieirii în acea conflagrație. Ei bine, nu aceasta este cea mai mare obsesie a tinerilor de azi, ci cei mai mulți spun că spaima lor cea mai mare le-o dă gândul că mama și tata vor ajunge să divorțeze. Ei văd discordia și văd infidelitatea și văd lipsa de angajare și de dăruire a părinților. Și pentru ei divorțul înseamnă sfârșitul căminului și aceasta este pentru ei și sfârșitul lumii. Și cea mai mare dorință a tinerilor nu este de a avea bani sau de a reuși în viață. La întrebarea care este cea mai mare dorință a ta, o mare majoritate au răspuns: cea mai mare dorință a mea este ca tata să o iubească pe mama și mama să-l iubească pe tata. Dorința de fericire în cămin, de armonie și de înțelegere și dorința de permanență a familiei, iată ce dorește tineretul de astăzi mai pe sus de orice, într-o societate în care egoismul și căutarea satisfacției imediate destramă căsniciile și distruge viețile și ale soților și ale copiilor. Dar este vremea să mă opresc și să o salut din nou cu dragoste și cu stimă pe scumpa mea soție Elisabeta la acest studiu și să o las să ne spună și ea câteva gânduri despre permanență din punctul de vedere al femeii. Iubitele mele prietene, căminul este unul dintre cele mai minunate daruri pe care ni le-a făcut Dumnezeu. Să nu uităm că familia a fost concepută în rai și să nu uităm că dacă ne eliberăm prin Domnul Iisus de blestemul de a dori să-L stăpânim pe celălalt și dacă relația noastră cu Dumnezeu este vie și reală, atunci chiar acum, aici pe pământ, căsnicia noastră este un teritoriu de rai. Gândindu-mă la dorința noastră de permanență, ca femeie mă gândesc imediat la ocrotire. Căminul trebuie să fie o cetate înconjurată cu ziduri de necucerit, unde să te simți întotdeauna în siguranță. Și sentimentul acesta de ocrotire și de siguranță ți-l dă în primul rând
relația ta cu Dumnezeu și, în al doilea rând, certitudinea că iubirea soțului tău este totală și că angajarea lui la această căsnicie este categorică, de neabătut, permanentă. Pe de altă parte, dacă tu, ca femeie, ca soție, vii în acea căsnicie fără rezerve și fără să-ți treacă măcar prin gând că ai putea încerca și altceva, că te-ai putea duce și în altă parte, atunci și numai atunci poți tu să te dăruiești căminului tău cu toată ființa pentru a-l face să fie un colț de rai, căci vreau să știți că soția este aceea care face căminul să fie colț de rai. Ea aduce acolo și frumusețe, și bucurie, și cântec, și farmec, și gingășie, și delicatețe, și tact, și armonie, și pace. Ea este spiritul creator care poate face ca tot ce atinge să devină frumusețe. Ați auzit ce spune Dumnezeu? Să luăm seama ce este în mintea noastră. Care este atitudinea fundamentală cu care venim în căsnicie? Venim noi acolo cu pasivitate, cu atitudine de expectativă, să vedem dacă soții ne fac fericite și dacă nu, să fim gata să o luăm la fugă? Atunci, cu siguranță că nu vom primi ce am așteptat și ce am dorit, căci căminul nostru, noi trebuie să-l facem un castel al fericirii. Noi trebuie să fim spiritul creator care tot timpul concepe acțiuni noi sau elemente noi care să producă bucurie și fericire soțului nostru și apoi copiilor noștri. Și atitudinea aceasta de creativitate se naște numai din conștiința faptului că familia noastră are permanență. Dar noi înșine trebuie să venim cu acest spirit de permanență pentru a avea apoi o atitudine creatoare și dăruitoare. Unul dintre lucrurile care distruge frumusețea căminului este monotonia, rutina, șablonul. Noi trebuie să știm să fim mereu proaspete și să creăm prospețime și noutate. Este necesar să fim agresive în creativitatea noastră pentru a face din căminul nostru o permanentă minune. Îmi veți zice poate, dar ce să fac dacă soțul meu nu mai este ceea ce părea a fi la început? Mai pot eu să sper ceva bun cu un om în care nu găsesc nimic din ceea ce mi-am dorit și care nu dăruiește nimic familiei noastre? La întrebarea aceasta ne răspunde Dumnezeu. Știți, Dumnezeu cunoaște tot ce se întâmplă în lume și de aceea în cuvântul Său El ne-a dat soluția la toate problemele. Să ascultăm ce ne spune Dumnezeu în 1 Petru 3:1-4. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi soților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să ascultăm bine ce ne spune textul acesta. Textul acesta nu ne spune să nu ne îngrijim de ținuta noastră. Biblia nu promovează neglijența de sine, ci dimpotrivă, căci Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinei și al frumuseții. Problema care se pune în principal este aceasta. Pe ce pui tu accentul în viața ta? Pe aspectul tău exterior sau pe cel interior? Sau, să formulăm întrebarea și astfel, când oamenii între care trăiești și te miști se gândesc la tine sau discută despre tine, ce le vine în primul rând în gând? Aspectul tău exterior sau caracterul tău? Ce izbește pe oameni? Ținuta ta? Podoabele tale? Aspectul tău exterior? Sau spiritul tău? Atitudinea ta, înțelepciunea ta, bunătatea ta, calmul tău, comportamentul tău. Să spicuim acum din textul citit învățătura pozitivă pe care ne-o dă el. Textul ne spune că o soție trebuie să fie supusă soțului ei în așa fel încât ea să-l cucerească pe soțul ei pentru Dumnezeu prin purtarea ei. Soțul îi va vedea felul ei de trai curat și în temere și va vedea podoaba ei interioară, care este un duh blând și liniștit,
și o curăție, o puritate a inimii și a gândirii, care îi face bucurie chiar și lui Dumnezeu. Când soțul vede aceste calități, mai devreme sau mai târziu, el este cucerit atât pentru soția sa, cât și pentru Dumnezeu. Vezi, Dumnezeu nu începe prin a-ți spune ce să faci, ci ce să fii, cum ești tu în lăuntrul tău, în gândirea ta, în inima ta, în caracterul tău, în spiritul tău. Aceasta îți dă valoarea și aceasta îți determină influența asupra altora. Să nu uităm că astăzi vorbim despre permanență. Exteriorul nostru este important. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi o anumită frumusețe și noi trebuie să o cultivăm. Dar exteriorul nostru nu este o permanență. Noi nu putem fi aranjate întotdeauna ca de gală și cu trecerea anilor. Exteriorul, din păcate, se deteriorează. Ceea ce rămâne însă este frumusețea lăuntrică, înțelepciunea pe care am asimilat-o din cuvântul lui Dumnezeu, curăția inimii, caracterul drept și altruist și bun și jertfitor. Acestea fac farmecul adevărat. În Cartea Proverbelor, de fapt, ni se spune direct că ceea ce face farmecului unui om este bunătatea lui. Când lăuntrul nostru are această bogăție dumnezeiască, avem permanență și influența noastră asupra soțului nostru și asupra copiilor noștri devine creatoare și căminul pe care ni-l formăm noi devine locul unde toți aleargă cu bucurie, căci toți se simt bine acolo. Concluzia mea este aceasta. Noi toate dorim permanență și ocrotire și siguranță. Dar noi însene trebuie să aducem în căminul nostru un spirit nobil și un caracter blând și bun și curat. Și acestea vor contribui esențialmente la permanență. Mulțumesc, Elisabeta, pentru această contribuție, iarăși foarte substanțială la studiul nostru despre căsnicie. Să reținem, deci, că un principiu fundamental pe care îl dă Dumnezeu căsătoriei este cel al permanenței. O căsătorie este făcută de Dumnezeu și este făcută pe toată viața. Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Când un bărbat și o femeie și-au zis da unul altuia, căsătoria aceea este consemnată de Dumnezeu. Și în ochii lui Dumnezeu ea durează atâta vreme cât trăiesc amândoi soții. De aceea, dacă ei se despart, chiar dacă îi desparte un tribunal, Dumnezeu nu îi desparte. Pentru Dumnezeu ei sunt soț și soție și dacă unul dintre ei se recăsătorește, Dumnezeu consideră că acea alianță nouă este adulter. Aceasta nu înseamnă că cei recăsătoriți după divorț nu mai pot obține niciodată iertare. Ei pot obține iertare, dar pentru aceasta trebuie să admită că recăsătorirea lor a fost un păcat și să vină cu această recunoaștere și cu pocăință la Dumnezeu și El va avea milă de ei. Este important aici să vedem că după cuvântul lui Dumnezeu, această recăsătorire trebuie să fie de acum și ea o permanență. Desfacerea acestei noi căsătorii și reîntoarcerea la primul partener nu mai este permisă. Lucrul acesta ne este spus tot în Biblie, în Deuteronom, capitolul 24, versetele 2-4. Să aruncăm acum o scurtă privire asupra cauzelor care generează atâta divorț în lumea de astăzi. Atâtea prăbușiri ale familiilor. Prima cauză este, desigur, despărțirea de Dumnezeu. Căsnicia a fost menită să fie o asociație între ei și acolo unde lipsește Dumnezeu, lipsește un element vital al căsniciei. Această cauză a divorțurilor poate fi redefinită și astfel. Filozofia ateistă, concepția despre lume și viață care îl neagă pe Dumnezeu, este cauza divorțurilor de astăzi. De ce este așa? Iată de ce. Din moment ce omul acceptă concepția că viața lui este numai aici și acum, omul acela face în mod inevitabil pasul următor și își definește scopul vieții
ca fiind satisfacția imediată a tuturor dorințelor sale. Omul devine în mod inevitabil egoist. El se face pe sine centrul preocupărilor sale. Și de ce ar fi altfel? Ce l-ar putea determina în mod logic să se uite pe sine și să trăiască pentru alții? Nu există rațiuni logice pentru altruism într-o concepție strict materialistă despre lume și viață. Și când un egoist intră într-o alianță de căsătorie, este normal ca el să urmărească numai satisfacția sa proprie. Iar dacă nu o primește, sau dacă printr-un accident oarecare, să zicem, prin îmbolnăvirea partenerului de căsătorie, nu o mai primește, este firesc să zică: de ce să mai stau în această alianță? Viața e scurtă și nu vreau să mi-o irosesc. Mă duc acolo unde găsesc și unde mi se dă satisfacție. Dacă aceasta înseamnă abandonarea celuilalt la necaz, sau dacă aceasta înseamnă tragedie pentru celălalt, ce să-i faci? Așa e viața. Iată așadar cum concepția despre lume și viață ateie duce inevitabil la distrugerea în om a motivației și a capacității de altruism, de jertfire de sine pentru celălalt. O altă cauză a divorțurilor este însăși concepția aceasta predominantă astăzi, că divorțul este o posibilitate, o opțiune, este o ieșire naturală în cazul în care căsătoria se dovedește a nu fi fost o reușită. Acolo unde cei doi refuză categoric de la început însăși ideea că despărțirea ar fi o posibilitate, altfel se angajează ei la a face din căsnicie un succes. Când știi că acea căsnicie e pe toată viața și că nu se pune nici într-un caz problema ieșirii din ea, atunci îți aduci acolo toate darurile tale și toate energiile tale și toate priceperile tale ca să faci din căsnicia aceea locul fericirii tale, teritoriul tău de rai. Iubiții mei ascultători, cei ce sunteți soți și soții, mă adresez fiecăruia dintre voi personal. Dacă în căminul tău nu găsești fericire, dacă acolo nu ești mulțumit, dacă acolo nu găsești împlinire, pace și armonie, nu le găsești nicăieri altundeva. Dacă acolo, în familie, falimentezi, ai falimentat în întreaga-ți existență. Care este secretul reușitei în căsnicie? Secretul este la inventatorul ei, la Dumnezeu. Ai tu o relație vie și reală cu Dumnezeu? Ești tu deschis lui Dumnezeu cu întreaga ta ființă? Accepți tu să facă El din tine ce vrea El și să se facă în tine voia lui Dumnezeu? Îi dai tu voie lui Dumnezeu să te corecteze, să scoată din tine ce nu-i place lui și să aducă în tine ce-i place lui? Te lași tu lucrat în felul acesta de Dumnezeu? Cauți tu să studiezi cuvântul lui Dumnezeu ca să știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine și care sunt regulile și principiile lui Dumnezeu pentru viața ta? Acestea sunt întrebări pentru fiecare dintre voi. De răspunsul pe care îl dați acestor întrebări depinde fericirea voastră personală și fericirea voastră în căsnicie, în familie. Când fiecare dintre voi își rezolvă relația cu Dumnezeu, constatați cu surprindere că este ușor să rezolvați relația voastră unul cu celălalt. Mergeți deci în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spuneți: Doamne Dumnezeul meu, te caut cu toată ființa mea și vreau să vii în ființa mea. Te rog, fă-mă după voia ta și adu în ființa mea calitățile spirituale de care are nevoie familia mea. Fă-mă pe mine apt
de a mă dărui total și necondiționat familiei mele, pentru totdeauna. Amin. Și apoi rugați-vă amândoi și cereți să vă binecuvinteze Dumnezeu din nou și să vă dea o dragoste nouă, totală, altruistă unul pentru celălalt, pentru totdeauna. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.